Avem aici căminul cultural din Rășinari și statuia lui Emil Cioran. Hai, dacă-ți plăcut, sunteți filmați. Salutare! Astăzi vom explora o zonă superbă din inima României, cu sate pitorești, tradiții autentice și peisaje superbe. Vă invităm să ne însoțiți în această călătorie, să descoperim împreună această zonă de o frumusețe aparte. Prima oprire este în satul Rășinari, sat ce a obținut în anul 2023 în Arabia Saudită titlul de cea mai atractivă destinație rurală din lume. Aici e mausoleul mitropolitului Andrei Șaguna. Andrei Șaguna a fost un susținător activ al drepturilor românilor din Transilvania, una dintre cele mai importante figuri ale Bisericii Ortodoxe. Biserica Sfânta Treime, una dintre cele mai importante și frumoase biserici ortodoxe din această localitate. Casele de aici păstrează spiritul și caracterul rural al satului, fiind un exemplu remarcabil al arhitecturii tradiționale săsești și românești, reflectând cultura bogată a regiunii. Este un sat cu o bogată moștenire culturală, fiind legat de personalități importante precum Emil Cioran și Octavian Goga, care s-au născut aici. O, și uite terasă acolo! Casa în care s-a născut la 20 martie 1881 Octavian Goga, poetul pătimirii noastre. În această casă s-a născut scriitorul Emil Cioran la 8 aprilie 1911. Biserica Sfântul Ilie, un simbol al identității religioase și culturale a comunității locale. Aici biserica veche cu vioasa paraschiva, construită din piatră și cărămidă în stil baroc. Aici se află căminul cultural din Rășinari și muzeul etnografic. În fața lui este o lucrare a artistului Ștefan Crețu, realizată în cadrul proiectului Emil Cioran, filozof și biciclist.
pornim mai departe spre satul Poplaca, situat într-un cadru natural deosebit de pitoresc, cu aspect tipic al așezărilor românești de sub munte, cu ulițe relativ strâmte și întortocheate. Ar trebui să vezi cândva gura râului ca să înțelegi ce înseamnă colț de rai cu străveche tradiție în cultura românească, spunea Lucian Blaga. Mă plăc cum e aici, Fântâna Dragostei. Da, dacă-ți plăcut, sunteți filmați la Fântâna Dragostei. Da. Ia vezi, e veverița acasă? E veverița acasă sau, sau bursucul? Asta e aici e bursucul. Da, 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 da. De la parc. Deci, de vin așa, și fac poze și știi cum noaptea e, vezi care luminiță? Nu e luminiță. Nu e oprirea interzisă. Nu o cred, cred. Ia, hai să vedem aici pe podul ăsta, ia veniți. Uite ce frumos. Următoarea oprire la satul Gura Râului, un sat superb, cum sunt de altfel marea majoritate de în mărginimea Sibiului. Da, de aici pornesc foarte multe trasee turistice. Da. Ce bolovan mare așa. E renovată școala din Gura Râului. Prin cultură la putere, scrie acolo deasupra. Următoarea oprire, mănăstirea Orlat, construită între anii 1993 și 2000, în stil neobizantin. Aceasta se află între Orlat și Sibiel. Suntem în satul Sibiel, unde există cel mai mare muzeu de icoane pictate pe sticlă. Thank you.
oprire în satul Rod, cu case vechi de mai bine de un secol, ce păstrează arhitectura tradițională. În această casă s-a născut Aron Florian, promotor al progresului social și al culturii în rândul populației românești din Transilvania. Jina este una dintre cele mai pitorești așezări din mărginimea Sibiului, o regiune renumită pentru tradițiile sale pastorale și arhitectura autentică românească. Este situat la o altitudine de aproximativ 1000 de metri, este cel mai înalt sat din mărginimea Sibiului și oferă priveliști spectaculoase asupra munților Cindrel și a văilor înconjurătoare. Datorită poziției sale geografice, Jina este un punct de plecare ideal pentru drumeții și explorări în munții Cindrel. Peisajele sunt impresionante, cu păduri întinse, pajiști alpine și văi adânci. În zonă se pot face trasee de drumeție către diverse puncte de interes, cum ar fi lacurile glaciare sau crestele montane din apropiere. Până jos. Nu, până jos, că te ia de mână. Ia vă că tu măciugul de mână, nu te ia de mână. Ăsta? Măciugule, mă rupe la... Are ascuțiți. Nu, să mulțeați cu oameni, nu-s... Bă, nu, dar... Bă, fii cu minte, gata. Gata, bine, nu mai e. Ne dădui pâinea aia și s-a urcat în portbagaj de toate.